Azi ne uităm din nou spre raftul cu suplimente alimentare și vorbim despre coenzima Q10, pe care tot mai multe persoane o pun pe lista de cumpărături datorită calităților sale pentru sănătate. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, unde ajut oamenii să aibă un stil de viață mai sănătos și să slăbească, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Dar ce este coenzima Q10? Coenzima Q10 este o moleculă asemănătoare vitaminelor, liposolubilă, prezentă în membranele celulare din corpul uman, mai ales în inimă, ficat, rinichi și pancreas. Este disponibilă sub două forme, ubiquinolul, forma activă care poate fi utilizată imediat de organism, și ubiquinona, forma oxidată. Coenzima Q10 contribuie la generarea de energie în celule, producând antioxidantul adenozin trifosfat sau ATP, care protejează celulele împotriva stresului oxidativ, responsabil pentru multe probleme de sănătate. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, cantitatea de coenzima Q10 produsă de organism scade. Pe lângă îmbătrânire, alte cauze ale nivelurilor reduse de coenzima Q10 sunt solicitările crescute ale țesuturilor din cauza unor boli, stres oxidativ, defectele genetice, bolile mitocondriale sau efectele secundare ale tratamentelor cu statine, medicamente folosite pentru reducerea colesterolului. Nivelurile scăzute de coenzima Q10 sunt asociate cu boli precum cancer, diabet sau tulburări neurodegenerative, însă legătura este încă neclară. Hai să intrăm un pic în detalii și să vedem care sunt beneficiile consumului de coenzima Q10. Datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii, coenzima Q10 a fost studiată în legătură cu posibile efecte pozitive pentru sănătate. Inimă. Cercetările despre coenzima Q10 sugerează că ar putea ajuta la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și ar putea fi folosită ca terapie adjuvantă în insuficiența cardiacă, adică atunci când inima nu mai poate pompa sânge eficient. Piele. Razele ultraviolete pot afecta pielea, contribuind la apariția ridurilor, dar și a unor boli. Aplicarea coenzimei Q10 pe piele poate reduce semnele de îmbătrânire prematură și ajută la menținerea elasticității pielei. Coenzima Q10 este des folosită în creme și alte produse cosmetice pentru ten. Migrene. S-au constatat rezultate pozitive pentru reducerea frecvenței, severității și duratei migrenei la persoanele care suferă des de dureri de cap. Creier. Coenzima Q10 poate încetini progresia unor boli neurodegenerative ca Alzheimer și Parkinson, conform unor studii realizate pe animale. Fertilitate. Prin protecția împotriva deteriorării oxidative, coenzima Q10 susține fertilitatea feminină și masculină, îmbunătățind calitatea ovulilor, respectiv activitatea și concentrația spermatozoizilor. Reducerea oboselii. Coenzima Q10 a avut un efect semnificativ de atenuare a oboselii în comparație cu placebo, beneficiu de care pot profita și sportivii pentru reducerea disconfortului muscular după efortul fizic. Dar oare există și efecte negative cauzate de suplimentarea cu coenzima Q10? Dacă sunt ușoare și destul de rare, de obicei probleme digestive, pierderea poftei de mâncare, dureri abdominale, diaree, greață sau arsuri la stomac. E important să folosim coenzima Q10 și alte suplimente nutritive, dar ca să te hrănești corect, e de preferat în primul rând să te autoeduci. Iar pentru asta îți pun la dispoziție o platformă modernă cu cursuri de nutriție pe care le poți urma de oriunde în ritmul tău. În descrierea acestui clip ți-am lăsat un cod de reducere pe care îl poți folosi la orice curs dorești. Hai să vedem care sunt sursele alimentare de coenzima Q10. Pe lângă suplimente nutritive, coenzima Q10 se găsește în unele alimente cum ar fi organele interne, muși de porc, vită și pui, peștele gras, păstrăv, herring, macrou, sardine, soia, linte, alune, fistic, semințe de susan sau ulei de soia. În cantități mai mici o întâlnim în unele fructe, legume, cereale și lactate. Consultă-te cu medicul dacă iei în calcul suplimentarea cu coenzima Q10 pentru a primi recomandări personalizate. Nu uita că suplimentele alimentare nu pot trata sau preveni boli. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.